O femeie din localitatea Leordeni din Argeș a sunat la 112 după ce a văzut că din gospodăria vecinei ei iese fum. Până să ajungă pompierii, o anexă a casei s-a aprins și a ars foarte repede. Tot vecina a intrat în curte și a descoperit lângă casă trupul inert al proprietarei. Avea hainele arse și era carbonizată. Ce s-a întâmplat? Eram acasă și am văzut prima mașină de pompieri, n-am știut ce se întâmplă, am văzut și ambulanța, a doua mașină de pompieri, urmată de alta ambulanță, și am ieșit din casă gândindu-ne că este aici, la vecina mai sus. Nu știam sigur, dar când am ajuns, deja mare parte din foc era stins, însă mai ardea în spate. Ea este carbonizată, din păcate. Mai multe, nu știu ce să vă spun. Locuia singură? Locuia singură, că are un băiat, dar lucra prin altă parte, pe unde putea și el. Două echipaje de la pompieri, un echipaj SMURD și un echipaj de la ambulanță au fost trimise la fața locului. Ajuns la fața locului cu două auto speciale cu apă și spumă și un echipaj SMURD, am constatat că este vorba despre un incendiu la o anexă gospodărească care se manifesta cu flacără pe o suprafață de circa 50 de metri pătrați. Am intervenit pentru lichidarea incendiului. Din păcate și din nefericire, la fața locului am găsit și o victimă de sex feminin în vârstă de circa 65 de ani, care prezenta arsuri pe întreaga suprafață a corpului. În timpul intervenției și-a făcut apariția și fiul femeii decedate. El spune că venea rar pe acolo. Era la voi. Și cum credeți că a dat foc la casă? Cred că de la coș nu pot să dau seama. Dar m-au verificat că o să facă așa ceva? Nu. Era singur în casă, era greu să te grijească? Era, nu era. Să îngrijea singură, mă aducea mereu să mâncare, oricând. Oricând. Că nu o lăsam singură. Cât timp ați fost plecat? Acum două zile am fost aici, la ea. I-am adus ce i-a trebuit. O să... Mereu îi aduceam de mâncare, oricând. Din anexa care a luat foc, nu a mai rămas nimic. Cauza stabilită de pompieri ar fi jarul care a căzut din sobă peste câteva materiale combustibile, iar focul s-a propagat la întregul imobil. Probabil femeia a încercat să stingă focul, iar hainele de pe ea s-au aprins, apoi a fugit în curte unde a căzut și a murit. Trupul femeii a fost dus la medicina legală, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.